cea mai puternică grupare politică la Parlament. Dacă și ALDE să varsă în PPE cu atât mai bine, dreapta europeană n-ar face decât să aibă un număr și mai mare de mandate și de politici comunitare. Am devenit colegi cu europarlamentarii liberali, care acum nu sunt prietenii. Dacă acest scenariu se confirmă, noi nu vom descuraja. Inclusiv pe plan intern. Deci, trebuie să existe o sincronizare între partidele românești și scala europeană.